La începutul zilei, tabloul semăna cu cel din vară, când Partidul Național Liberal a început dimineață cu un miting împotriva guvernului lui Victor Ponta. Ulterior, însă, în discursurile liberalilor s-a simțit parcă dezamăgirea de la bun început că moțiunea nu va putea trece. Ba mai mult, liderii PNL-s au văzut nevoit să răspundă atacurilor celorlalți lideri de partide din opoziție, care au anunțat că votează moțiunea, dar au calificat textul acesteia drept unul neserios, făcut doar de dragul de alface. De cealaltă parte, premierul Victor Ponta a avut o intervenție concentrată concentrată pe atacuri la liderii liberali, de care s-a arătat dezamăgit că nici măcar nu i-au oferit o moțiune la care să se apere cu cifre din economie. Astăzi s-a văzut cu adevărat susținerea de care se bucură noul PNL. Ea a fost vizibilă nu doar în Parlament, ci și în stradă, acolo unde nu au fost capabili să-și mobilizeze propriilor simpatizanți. Sper ca cei din noul PNL să înțeleagă un singur lucru extrem de important pentru România și pentru democrația de la noi din țară. În Parlament trebuie să se facă politică, nu justiție. Nu pot să nu remarc un lucru, precaritatea textului moțiunii, formularea unui asemenea document în trei pagini arată lipsa de seriozitate cu care PNL tratează acest instrument aflat la dispoziția opoziției, dar și Parlamentul României. Dincolo de jigniri, nu am observat critici la adresa actului de guvernare. În acest moment nu există o alternativă reală la actuala guvernare. În mod cert, ea nu poate veni din partea PNL, un partid mânat de propriul interes și nimic altceva. Încă un lucru aș vrea să-l reamintesc celor din noul și marele PNL. Când PNL și psd au format USL, au declarat că nu vor face nicio alianță cu PDL. Iată că PNL s-a ținut încă o dată de cuvânt, a declarat deputatul Ionel Arsene, președintele Partidului Social-Democrat filiala Neamț. Victor Ponta a bifat astăzi, fără emoție, a patra moțiune de cenzură de când a preluat conducerea guvernului și a doua din acest an. Totuși, calculele arată că Partidul Național Liberal a făcut și el un pas înainte. Față de moțiunea din iunie, liberalii au strâns în plus 13 voturi pentru.